în județul Mehedinţe a apărut un nou focar de pestă porcină. Doi porci mistreți au fost găsiți morți într-un fond de vânătoare de pe raza comunei Șfinița, aparținând Asociației Vânătorilor și Pescarilor Hunter One, iar în urma analizelor efectuate la un laborator de specialitate din Craiova s-a constatat că animalele erau purtătoare al virusului PPA. Direcția Sanitar Veterinară Mehedinţi a întocmit planul de măsuri pentru noul focar, care a fost supus astăzi dezbaterii Centrului Local pentru Combaterea Bolilor. La ora actuală vă informez că pe raza județului Mehedinţi sunt active 5 focare de pestă porcină africană. La ora actuală, pe raza județului Mehedin sunt active 5 focare de pestă porcină africană în 5 fonduri de vânătoare, respectiv Punghina, Corlățel, Cerânganul, Burila Mare și Șvinița, totalizând un număr de 38 de porci mistreți, din care 32 găsiți morți și 6 vânați.